Bună ziua și bine v-am găsit! Diana Elena Rusu este numele meu, este a doua oară când particip la acest eveniment la Clubul Profesioniștilor în Imobiliare. Cred că este important pentru noi să venim la evenimente de acest fel. Ne ajută să ne dezvoltăm profesional și, bineînțeles, să începem o colaborare între noi, agenții. Salut! Numele meu este Dorin Cura. Sunt din partea dezvoltatorului imobiliar Westfield Arad. Am avut prilejul să vin astăzi aici să particip la întâlnirea CPI regional în Timișoara pentru a mă întâlni cu toți profesioniștii din această zonă și pentru a cunoaște tot ce se întâmplă pe piața imobiliară în aceste zile și pentru a cunoaște trendurile de viitor. Pot să spun că particip de 2 ani la întâlnirea CPI și cred că este unicul loc unde ne putem întâlni, putem schimba idei și putem face ceva împreună în a dezvolta profesionalismul în piața imobiliară. Mă bucur foarte mult să fiu la Clubul Profesioniștilor în Imobiliare, un eveniment de referință pentru domeniul imobiliar. Am fost prezentă și la CPI Național și am acum ocazia să văd și o perspectivă locală, să văd exact problemele cu care se confruntă zona imobiliară din Timișoara și urez tuturor participanților un eveniment de succes, conectare cu ceilalți participanți și mult spor în imobiliare. Numele meu este Popa Șerban și reprezint dezvoltator imobiliar Vreau Casă Nouă. Am venit la ediția de anul acesta CPI Imobiliare având două obiective. Unul, pentru a cunoaște ceilalți dezvoltatori și a vedea ce se mai întâmplă pe piață, care este modul în care se construiește și ce tip de imobile sunt puse în vânzare. Și doi, pentru a afla care sunt noile modalități de promovare oferite de imobiliare.ro, modalități care se diversifică an de an și modalități de care noi, dezvoltatorii imobiliari, putem beneficia pentru a ne promova imobilele. Bună, sunt Darius Cojocaru, consultant imobiliar al agenției Casa Domi. Consider că acest tip de evenimente sunt fantastice pentru că ai șansa să cunoști toată piața, ceilalți agenți, dezvoltatorii, să simți ce se mai întâmplă, care sunt tendințele, ce se modifică și să te poziționezi mult mai bine, să învățăm unii de la alții.